Moldova va intra în al patrulea scenariu, etapa de vârf în lupta cu coronavirus, după ce în țară sunt înregistrate mai multe de 1000 de cazuri de infectare cu virusul COVID-19. Declarația a fost făcută de către președintele Igor Dodon după ședința Consiliului Suprem de Securitate. Ultimul scenariu presupune inclusiv mobilizarea tuturor angajaților medicali în lupta cu COVID-19. Potrivit șefului statului, în jur de 50.000 de lucrători medicali din sectorul public și privat ar putea fi implicați. Sunt suficienți, spune președintele Dodon, care afirmă că toți medicii au fost instruiți. Au fost instruiți, s-a finalizat următoarea etapă de instruire online pentru toți medicii, și aici mă refer la medicii, inclusiv cei de familie din sate, pentru a fi pregătiți pentru gestionarea acestei situații de scenariul al patrulea. În mare parte n-ar trebui să fie o problemă nici cu asigurarea celor din prima linie cu echipamente de protecție. Sute de mii de măști și combinizoane există sau vor fi aduse de peste hotare, asigură președintele. Pe lângă asta, cel puțin în sectorul de stat, avem peste 500 de ventilatoare, aparatul de primă necesitate pentru cei internați în stare foarte gravă. Asta e fără ceea ce avem la privat. Este vorba doar de spitalele de stat. La privat, de asemenea, este un număr impunător, poate nu atât de mare, dar la moment se actualizează cifra, este vorba de câteva sute de ventilatoare care pot fi suplimentar solicitate sau utilizate împreună cu privatul în gestionarea acestei situații. Probleme nu vor fi nici la capitolul asigurării populației cu produse alimentare de primă necesitate. Cu excepția câtorva categorii, noi nu avem și nu vom avea deficit de produse agroalimentare. Nici premise pentru creșterea prețurilor nu sunt, spune șeful statului, care a venit cu un mesaj pentru producători. Vă mulțumim pentru înțelegere, mă refer la discuția care am avut-o săptămâna trecută, dar în același timp vă rugăm foarte mult să nu admiteți creșterea prețurilor de la producere. Și eu știu că dumneavoastră aveți capacitatea asta să fiți solidari cu noi, cu toți împreună, cu guvernul, pentru a nu admite creșterea prețurilor pentru consumatorul final. Dacă la capitolul produse alimentare și sectorul medical stăm bine, cel puțin deocamdată, la economie lucrurile arată rău. Pierderi de peste 7 miliarde de lei vom înregistra în varianta optimistă din cauza crizei. Motiv pentru care, spune Igor Dodon, vor fi reduceri drastice de cheltuieli, iar banii se vor concentra în mare parte pe câteva priorități. Salariile, pensiile, plățile sociale, ajutorul de șomaj care urmează a fi implementat în timpul apropiat conform legii care a intrat astăzi în vigoare, evident tot ceea ce ține de suportul pentru sistemul medical și alte instituții care sunt implicate în gestionarea crizei, suport pentru întreprinderi, este vorba de acel suport de la stat pentru întreprinderile care achită salariile în continuare în această situație. Restricțiile dure impuse de autorități nu vor fi în mod sigur ridicate de către autorități până la sfârșitul acestei luni, în ciuda solicitărilor agenților economici. Haideți să fim conștienți și să vorbim destul de sincer și pragmatic. Până pe data de 28 aprilie, relaxări și scoaterea restricțiilor nu va fi. Iar mai departe, în funcție de evoluția situației cu pandemie. Moldova a trecut destul de rapid prin scenariile anunțate anterior de președintele Dodon. Practic, în doar două săptămâni, numărul cazurilor de contaminare, dar și de decese, a crescut simțitor, de la câțiva la peste 100 într-o singură zi. Anterior, atât Dodon cât și premierul Ion Chicu vorbeau despre cel puțin 4.000 de cazuri la care se așteaptă țara noastră. Totuși, dacă măsurile de restricție impuse de autorități nu vor fi respectate, așa cum a spus ministrul Sănătății Viorica Dumbrăveanu în cadrul emisiunii Puterea a patra de la postul nostru de televiziune, vom ajunge până la 30.000 de cazuri înregistrate în țara noastră.